You know just what you do, you do to me. Sunt niște rebeli, sunt niște rebeli. A lăsat-o pe Ava la creșe și acum am zis că o să ne ducem până la Ikea pentru prima noastră vizită oficială la un Ikea oficial. Ești tu entuziasmat, Flavius? Da? Ești entuziasmat? Da. Asta e entuziasmul lui. Entuziasm level este undeva la un 8, doar că nu se manifestă. Dar înainte de asta o să ne ducem până la noi Specialty Coffee, că dacă am plecat așa de devreme de acasă și avem timp, de ce nu, să vedem ce cafea au ei aici. Ta-na-na-na-na-na-na. Și am luat-o și pe Pepe cu noi. E un Pepe cafengist. Pepe, ești Pepe cafengist, da? Da, oprirea la 9 a fost epic fail pentru că practic astăzi au închis, așa că am plecat mai departe. Și ne-am oprit la Kaufland. Ne putem face niște cumpărături de că a dormit. Trebuie să pus aici. Ce se face cu Pepe? Deci, am crezut că o să fim singurii oameni suficient de nebuni ca să vină la Ikea așa de dimineață, dar practic deja există o coadă. O vedeți acolo? Mă simt de parcă am venit la New York Cafe Budapest, all over again. Dacă avem timp, ne băgăm la Momac sau nu la Momac? Să vedem cum terminăm aici. Despre ce vorbești? Hello! De bebe? Acum să faci tu filme? Nu, vreau să nu. Care? Numai asta simplu sau tot? Asta cine? Ava poate. Hai. Pui piciorul aici. Așa. Și după aici. Încet. Încet că nu te grăbește nimic. Așa. Bravo. Și de aici te arunci? Wow. Cum dai Ava din picioare? Ia să vadă și mami. Mi-arăți? Bravo, mama! Mulțumesc! Păi ia-l cu tine! Ia-l cu tine, tati! Și joacă-te cu el! Bebe! Bine. Putem să zicem că a fost o investiție extraordinar de bună? Această piscină? Da. Da. Că Ava se bucură nespus? Da. Iară s-a răsucit. Ha? Iară s-a răsucit. Iară s-a răsucit. Aha. Play my emotions like a pair of puppies. Face papa mare acolo în piscină? Și cine face baie? Tata. Și mai cine? Bebe. Bebe. Bebe, băgăm pe Bebe în piscină? Păi și Ava? Ava face baie în piscină? Sau face baie numai la albi? Mare. Did it ever occur to you, my heart's more than... Da. Și el a stat în rotopie, el are tendința să meargă pe vârf. Pe vârful. Ca să merge un pic așa câțiva pași, dar nu și-a dat drumul singur. E bun, mami? Tu ce are gust de alți copii? ADN-ul. De praf și... Combinat. Cu praf. Construcții. Cu praf de mașini și noxe. Please go easy on me, babe. Send message after message. Forward my calls. Next day you hear me back. Mama! Deci ea pe altceva nu s-o dat, practic. Cum e clima? Melci! Melci! Uite! Melci! Bravo, uite și unul mai mare! Uite și unul mai mare, o găsim. Uite aici! Melci! Uite, mama! Că l-o găsim, mama! Melci! Uite, unul mare! E frumos ăsta? Altul! Bă, bă, mami, nimă că n-apreciez că ți-am găsit unul. Ava, ce fac melcii? Îi studiezi atent? Mai pleacă vreunul? Îi ținem acolo, nu? Mama! Repede, mama, repede, 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 mama! Ce se întâmplă, mama? Care pleacă? Asta? Like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. Nava, cum s-a părut prima ta experiență de văzut trenuri? Ai fost impresionată? Asta e impresionantă că stai cu deștul în gură. O uitau și de Bibi. Dar ceva cu ăla? Nu mai știu ce nici cât. Aici trenul. Ai auzit cum făcea de tare, mama? Mă trimite pe buni în tabără. Și la anul vă vei duce împreună. Eu sunt de acolo. Nu știu dacă ea de acolo. Nu știu, mama, e unită? Culacața mea și bune și rele, dar m-am ales cu ceva, cu petele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea și le-ai da orice mi-ar cere, că-s petele mele. Spui ce se întâmplă. Spui tu, Flavius, ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Practic, copilele dorm, trebuie pline de ciocolată, evident. Și noi mâncăm niște Madame Magnifique Summer Edition. Bine, asta e cea mai nouă tartă. Este chocolate. Și chestia asta deasupra, nu știu ce-i. Rozmeură. Nu știu rozmeură, auziți. Așa. Acestea sunt tartele propriu-zise. Sunt roluri de vară. Care, asta este Aperol Spritz, gen. Asta este Mojito și asta este Pina Colada. Așa. Și tarta este foarte bună. Mi-am luat și mie o gură. Nu, că caramel sărat, hau. Deci nu-i trebuie, că e caramel sărat. Deci de ciocolată cu caramel sărat, dar mă gândeam că ai mai mult caramel sărat. Am că mie nu pare caramel sărat. Nu, mai n-am văzut. Care rol mai devreme, atât a rămas. Care rol vrei să încercăm? Roară! Te puși până, după o luăm la fugă putem. Stați un pic să scot unul de aici. Eu ăsta de Mojito am vrut să-l încerc de la bun început. O să-l luăm aici, îl punem așa, îl tăiem. Pune drum, încet le dăm copilele de școli. Așa. Așa arată la interior. Ați dat toate. Eu rămân cu lime-ul. E foarte bun. Cum se pare? Bun. Mamă! E fresh. Te mănâncă lime. Deci că la tine rămâne lime. Aveți mai gustă mână? Nu mai pot. Am fost sincer că de la glicemia mea a urcat. De la... Nu bine. Asta e 14, 12 se luăm cu noi. Good job. Tare! Cât de tare te dai? Ai, Doamne, că acum o văd cu picioarele în sus, mai ales cum stă așa. Da, abia o scoți că nu-i stă mișcată de aici, dar aminte să se întoarcă ea în gură. Ar trebui să fie... Ei tu! Ia-l tu pe ăla, rozul. Așa. La pitici, da. Ce-i? E murdară, da. S-am opărit. S-am opărit de pitici, da. Da, pici, pici. Hai la mine, hai! Hai la mine, hai! Să ne vedem papa! Deci am ajuns la Sălaș. Și aici aerul este mai respirabil. Copila este cu tatăl ei la topogan. Copila 2 este încă rucior cel mai probabil, o să bea în curând lapte. Eu sunt semi-albin aici. Și astăzi vom încerca acest timbar de mere și pepene roșu. Deci, da. Asta se întâmplă. O să vă arăt imediat pe Ava. A doua el. Aoleu, aoleu. Deci nu lasă nimic. Hai să te ajute tata, bun? Tu te urci până în sus și tati îți dă sticla. Asta se cheamă perseverență. Te uiți în ochii mei. Te uiți în ochii mei. Și mai dai și câte un bling-bling. Mă uit în ochii tăi și fac ce mă taie capul. Faci un bling-bling. Faci un bling-bling din ochișori. Faci un bling-bling din... Bine! Așa face. Și după aceea te întrebai de ce nu mai vrea nici ea nimica. Ce-i că contra? Mie. Și eu cum merg? Și eu nu vine elicopterul după mine să mă duc acasă. Coborul! Can afford to give up on you. Atunci trebuie să iei punguța și să le oferi și lor câte un biscuit de tatic, așa e frumos. Dacă vrei să le arăți. Ia punguța și oferi lor câte un biscuit. Așa. Se vine cu darul și cu bani. L-am pățit. explic practic ce se întâmplă acolo. Ava s-a dus să se împrietenească cu niște băieți și Flavius, bineînțeles că merg cu ea ca să se împrietenească, să o supervizeze împrietenirea. Și cu tot cu Kira și cu tot cu biscuiți, pentru că, na, te duci cu darul când vrei să te împrietenești cu... Deci da, eu aveam biscuite în minți. Aveți cum e cu două cărucioare? Perfect, antrenament, curat. Te băi acoloțile? Da. Na, lasă că-l ducem, dacă nu cel mai rău caz la noi și îl spălăm. Da, nu te băga și tu pe acolo. Avem aici... Nu. Hai să ne dăm pe caca, mami, e caca. Ori fost pe aici vacile, Ava, ori fost vacile și ori făcut caca. Știi? Da, ori făcut caca, vezi? Ce caca mare ori făcut. Viața la țară. Cam așa arăta viața cu 4 copii. Ce? Nu știu ce zice acolo. Nimic? Să mergem? Hai că mergem, mergem. Deci l-a dus? Eu sunt antrenat, uite, vezi? Nu. Dă-i mami tare, dă-i. Dar tati, te lovesc la piciorul, tata. Te lovesc la piciorul, tati. Dragoste, mă asculti sau nu mă asculti? Nu că mă ignori, puteți să faci și mie. Tare, merge, tare, că te lovesc la piciorul, tata. Tati, după aia noi trebuie să te lecuim. Păi... Așa, așa, dacă faci, merem tare. Merem tare, tare. You know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that.